Bună seara și bine v-am regăsit! CFR noua campioană a României. 17.000 de spectatori au umplut aseară stadionul Dr. Constantin Rădulescu la meciul care a adus trofeul numărul 4 în istoria clubului. Într-o atmosferă de zile mari, ardelenii au celebrat câștigarea trofeului, așteptat de 6 ani de zile și care vine la 10 ani de la primul titlu, primul succes în Liga 1 pentru Feroviari. Al doilea trofeu pentru Dan Petrescu, primul l-a câștigat cu Unirea Urziceni, al doilea acum cu CFR. Ne spunea aseară că dânsul va mai rămâne la CFR pentru a face o figură frumoasă în Liga Campionilor și dacă nu se vor califica în grupele Ligii Campionilor, speră la o calificare în primăvara europeană, Europa League. Un weekend plin de istorie pentru aceste două orașe de lângă Cluj-Napoca, mă refer la Câmpia Turzii și la Turda. Exact cum v-am spus în emisiunea trecută, la Câmpia Turzii s-a desfășurat un turneu de promovare în Liga 1 de volei. Câmpia Turzii a promovat în Liga 1 de volei după ce a învins cu 3-2 la seturi în ultimul meci a turneului pe Rapid București și în al doilea meci a bătut pe Știința Bacău. Felicitări antrenorului de acolo, Dan Remus, care este și jucător, pentru acest succes. Felicitări și președintelui CSM Câmpia Turzii, Viorel Crișan, pentru că au depus eforturi consistente pentru a promova în Liga 1. Istorie la Câmpia Turzii, pentru că acest oraș încă nu a beneficiat de niciun sport care ajunge până în Liga 1. Nici fotbal, nici handbal, nici popice. Pentru acest lucru, jos pălăria pentru CSM Câmpia Turzii, secția volei. Vă spuneam și de Turda puțin mai devreme, o performanță de asemenea istorică. Potaisa Turda a câștigat primul trofeu primul trofeu european din istoria ei pe terenul lui AEK Athena, trofeul Challenge Cup. Cu totul că au pierdut la un gol diferență, 27-26, ei au făcut un meci senzațional acasă, bătând AEK Athena la 11 goluri diferență și returul a fost mult mai ușor. Înainte de a vorbi de toate aceste lucruri, dați-mi voie să-l prezint și pe invitatul meu, un invitat de marcă pentru această emisiune Sport News, un invitat care în ultimii 40 de ani, 30-40 de ani, acești 40 de ani i-a dedicat fotbalului la cel mai înalt nivel. Pentru echipa națională, multe amintiri frumoase, pentru echipele din străinătate la fel și este singurul sălăjean, jet be jet, care a dedicat cupa UEFA deasupra capului. Este vorba despre cel mai cunoscut masior al României, domnul Victor Hexan. Bună seara, bine ați venit la noi în emisiune. Bună seara și vă mulțumesc frumos de invitație. Cu drag, domnule Hexan. Vă spuneam puțin mai devreme că Potaisa Turda a făcut o performanță istorică, a câștigat Cupa Challenge Cup. De aceea, înainte să intrăm în subiectul emisiunii, să vorbim despre echipa națională, să vorbim despre Shakhtar Donetsk, despre toate echipele unde ați fost prezent în calitate de masior, haideți să ascultăm un interviu pe care l-am avut astăzi cu președintele de la Potaisa Turda, domnul Flaviu Sâsâiac, și să vorbim și despre acest interviu. Și despre Potaisa Turda. Îl ascultăm împreună și după aceea revenim. Vă rog. Bună ziua, domnule președinte, și felicitări pentru cea mai mare performanță din istoria acestei echipe, câștigarea Cupei Challenge Cup. Cum a fost acest traseu în această competiție pentru dumneavoastră și pentru echipă? Bună ziua și mulțumesc frumos pentru apreciere. Da, pot să zic că este cea mai mare performanță din istoria clubului Potaisa Turda și una dintre cele mai frumoase din istoria municipiului nostru, alături de Cupa României din 1861. În ce privește parcursul, ce pot să vă spun este că se deosebire de anul precedent, în care visul a fost de a merge cât mai sus, anul acesta a fost un vis cu țintă fixă, câștigarea trofeului. Am văzut anul trecut că se poate ajunge în finală, iar anul acesta ne-am dorit să câștigăm finala. Am întâlnit cei mai valoroși adversari pe partea noastră de tablou, am avut niște meciuri extrem de dificile cu echipe nordice de mare valoare, câștigătoarea campionatului Islandei, Vestmen Ayer, sau o echipă de mare calitate din campionatul Norvegiei, Fillingenbergen. Am reușit să trecem victorioși în fața lor și la sfârșit,
cununele cu lauri s-au așezat tocmai la poalele Acropolisului din Atena și zic eu că e o încununare a unei munci care nu s-a făcut doar în acest sezon, ci este ca și urmare a unor mulți ani de muncă foarte serioasă. Exact cum a spus și dumneavoastră, ați ajuns pentru a doua oară în finala acestei competiții, dar de data aceasta ați ieșit învingători. Unde ați greșit pentru prima dată și unde ați corectat acum, în acest an? Unde au fost greșelile? Vă pot spune cu o siguranță mare de tot că nu am greșit nimic în primul sezon. Faptul că ne-am ajuns în finală cu o echipă cu multe accidentări, echipă care a încercat să vadă cum e competiția și a reușit să-i joace finala. A fost o realizare imensă la acel moment. Anul acesta, cu echipă mai echilibrată, cu jucători de valoare egală pe posturi și cu mai puține accidentări, zic eu că am putut schimba obiectivul. Anul trecut a fost o minune faptul că am jucat finala și un rezultat extrem de pozitiv, fără să fie compus din greșeli, ci doar acea victorie din finală datorându-se valorii extrem de mari a lotului echipei Sporting Lisabona. Anul acesta, cu un lot altfel alcătuit și ferit de accidentări, am reușit să o câștigăm. Ați avut cu dumneavoastră în Grecia și al optelea jucător, suporterii acestei echipe. Un gând, ce le transmiteți? Da, a fost o surpriză foarte frumoasă să avem alături minimum 100 de suporteri ai noștri, în funde cu domnul primar și cu familiile noastre și cu oamenii care ne îndrăgesc și au făcut eforturi mari să ajungă aici, fie cu avionul, fie cu microbusul, sau oameni care locuiau aici și au venit la sală. Eu pot să spun că acest aport al lor a fost unul foarte important. Au reușit pe fundalul unei săli pline de suporteri greci să se facă auzit, să auzim România, să auzim turna. Și cred eu că ei ne-au dat aripi ca să reușim să ne impunem în această competiție. Nu doar aici la Atena, ci pe întregul parcurs al întregii competiții. Domnule președinte, ce va urma de acum înainte? Acum suporterii cu siguranță își vor dori tot mai mult, tot mai mult. Când veți aduce și un trofeu? Când veți aduce campionatul României aici la Turda, fiind câștigători? În viitorul apropiat, peste un an, peste doi, această țintă când o să o aveți ca și obiectiv până la urmă? Nu am avut ca și proiecție în timp această câștigare cu pe challenge, dar ce am știut noi întotdeauna să facem cel mai bine, să ne întindem întotdeauna până de ne ajunge plapuma. Cred eu că a câștiga campionatul României și a porta participarea în Liga Campionilor fără a avea încă rezolvată problema de infrastructură, nu ar fi tocmai un lucru foarte inteligent. Eu zic că dacă noi ne calculăm corect pașii și concomitent cu frumoasa realizare a obținerii finanțării de către comunitatea locală prin primarul acestea și prin echipa cu care a lucrat, și anume construirea sălii polivalente la Turda, va fi data, din câte am înțeles, în următorii 2 ani de zile. Cred că pe atunci putem să ne rânduim pașii în așa fel încât să avem echipă capabilă să ia titlul în România. Ok, domnule președinte, încă o dată felicitări dumneavoastră, jucătorilor și antrenorului și vă așteptăm să ajungeți cu bine acasă. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc și eu pentru timpul acordat. La revedere! La revedere! Din nou, toate felicitările noastre pentru Potaisa Turda, pentru câștigarea acestui trofeu important, Challenge Cup. O să ne vedem și cu dânsii în emisiunile următoare, vă promit acest lucru. Domnule Alexandru, revin la dumneavoastră, asta și îmi doream foarte mult. Ce părere aveți? CFR a câștigat un nou titlu. L-a câștigat CFR campionatul sau a pierdut steaua acest campionat? Ce părere aveți? Eu cred că CFR l-a câștigat, fiindcă CFR este condusă în staff de un mare, mare profesionist, acest Dan Petrescu, 100% profesionist. Stafful este un staff care nu mișcă în front în tot ceea ce zice Dan, ceea ce e foarte important ca toată lumea să lucreze la un ISO. Și
deși se spune că n-au avut un joc foarte spectaculos, asta e realitatea, plăcut ochiului, dar în viață de cele mai multe ori important este ce realizez. Puteau juca foarte frumos și să termine pe locul 2 sau 3. Eu consider că CFR Cluj are o conducere administrativă care a acordat o mai mare importanță organizării propriului club decât destabilizării adversarului, exact cum a făcut-o FCSB. FCSB întotdeauna, adică conducerea FCSB-ului, a încercat în acest campionat, mai ales în play-off, să destabilizeze contracandidatele sale la titlu. Prin declarații, înainte de fiecare meci, Gigi Becali mai lua un jucător de la echipa adversă. Mi se par deja aceste lucruri puțin deplasate. Ce părere aveți? Și asta dau o dovadă că nu sunt profesioniști. Trebuie să-ți vezi interesul tău și să vezi ce ai la tine în ogradă. Tu tot timpul te gândești la altul când la tine, de fapt, este ceva nu este clar. Da, vă rog. De-aia vă spun că CFR a câștigat, fiindcă și administrativ este o conducere adevărată care efectiv a cumpărat fotbaliști, 100% au contracte printre cele mai bune din țară și realitatea este că fotbalul la nivel mare numai cu ajutorul banilor poți ajunge sus. Altfel nu ai nicio șansă. Mai mult decât atât, cum a spus și dumneavoastră, au investit într-un antrenor cu mare experiență, un antrenor profesionist, iar FCSB a investit într-un antrenor fără experiență, care de cele mai multe ori în acest campionat a plecat capul în fața patronului. Și acest lucru i-au adus în acest moment de a pierde campionatul României. Cred, măcar, în declarațiile pe care le-a avut domnul Becali aseară, mi-am dat seama că este un bărbat adevărat până la capăt și dânsul și-a asumat totul. Declarațiile lui mi-au plăcut. În final, chiar mi-au plăcut. A recunoscut că dacă avea tact, valsau, probabil, în campionatul nostru. Dar așa și-a îngropat singur echipa. Spuneați de Dan Petrescu. Da. Ați ajuns pe mâna dumneavoastră, domnul Dan Petrescu? A ajuns acum 16 ani, când antrenor era Ladislau Bâlăni. Țin minte că și pe vremea lui Pițurcă, când de multe ori, deși lucram la tineret, înainte de campionatul european din 2000, Pițurcă ne solicita pe noi masiorii de la tineret să mergem să ajutăm la recuperare. Și mergeam la refacerea echipei, aveau la Săftica, nu-i niciodată, iar pe Dan l-am prins de multe ori. Era la fel de profesionist și ca jucător, ca și antrenor? Da. Să știți că foarte puțin dintre fotbaliști care au fost profesioniști în viața fotbalistică s-au schimbat după terminare. Nu contează că au lucrat în domeniul fotbalului sau au continuat viața în alte domenii. Prin mâna dumneavoastră a trecut generația de aur. Ne uităm acolo în plasmă, domnule Exan, și vă văd lângă cele mai mari personalități ale fotbalului. Haideți puțin să discutăm despre aceste poze. Uite, o poză cu Ibrahimović. Din informațiile pe care le dețin, știu că ați avut o relație chiar de prietenie cu Ibrahimović. Ia povestiți-ne puțin. Se întâmpla acum vreo aproximativ 16-17 ani. Chivu evolua la Amsterdam, la Ajax, și eu la Chivu am fost de foarte multe ori, fiindcă Chivu, plecând din România, de unde juca odată la 7 zile, ajungând acolo, juca miercuri-sâmbătă, că el juca și în Champions League. Pe lângă asta, la scurt timp după ce a ajuns, l-au numit, oamenii au avut atâta încredere în el, că l-au numit capitan. Și aveau grijă de sănătate și de recuperare incredibilă. Și ce făcea? De exemplu, termina meciul seara și simțea că i s-au terminat bateriile. Da.
și că simțea că se apropie de... era plin de toxine, cum avea masa aia musculară. Da, și că pentru aceste toxine trebuie la un fotbalist profesionist scoase din corp, nu? Le elimini. Bine. Cum să le elimini mai bine decât prin masaj. Prin masaj, da. Și în termen fotbalistic se spune, de exemplu, când simțea că are o contractură, zicea, simt că m-a mușcat buldogul. Și la Ibrahimovic, cum ați ajuns? Păi, într-o seară, vine Cristian de la antrenament și îmi spune, măi, tete, azi a venit un iugoslav, că nu știa el că el probabil... Iugoslav i-a zis. Păi, iugoslav, că e Ibrahimovic, ca nume. Da, eu imediat, după aia a spus, măi, el e de naționalitate iugoslavă, dar este suedez. Și îmi zice, mă, un lung, anul slăbănoc, tete, atât de talentat și așa știe cu mingea, ăsta mare fotbalist va ajunge. Ibrahimovic avea 17-18 ani, tinerel. Atunci am întâlnit prima dată, ieșeam seara împreună la terase cu ei în Amsterdam. Atunci a fost prima dată când ne-am întâlnit de câteva ori. Și după aceea, de câte ori m-am întâlnit după aceea, și la Naționala, când am jucat cu Suedia, și când el juca la echipele de club, de exemplu, aici, în poza care o vedeți dumneavoastră, m-a invitat, închipuiți-vă, avem meci la PSG, acasă. Și la 11:30 noaptea, când s-a terminat meciul, mă ia după cap și mă ia, zice, vino cu mine în vestiar. Colegii mei, când au văzut că mă ia după cap și mă duc ce în vestiarul lor, tot să-mi deie să fac schimbul de tricouri. Da. Și eu rămân un metru în spate să iau niște tricouri. Și Ibrahimovic face 2-3 pași. Și când să mă duc eu, doi din paza lor, pe mine m-au pus la pământ. Jos. Ce faci, domnule? Și Ibrahimovic zice, ce faceți? Uitați-vă la omul ăsta. Are ăsta om față de bandit. Și a strigat toată la el și m-a luat și m-a băgat în vestiar. Toți întrebau, cum să îl bagi în vestiar? Întotdeauna ați fost apropiat de jucători, inclusiv de jucători echipei naționale, printre care Cristi Chivu, știu că aveți și acum o relație specială, Daniel Pancu, Cosmin Contra, Raț, și l-am lăsat la sfârșit intenționat pe Ciprian Marica. De ce vă spun acest lucru? Pentru că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Ciprian Marica este în direct cu noi în această seară și spunem bună seara, Ciprian! Bună seara! Cipriane, Alin Sălăjan de la Cluj-Napoca te deranjează și îți adresează prima întrebare. Ești cumva accidentat în acest moment? Nu sunt. Știi de ce te întreb? Pentru că, cum îmi place mie să-i spun, cel mai cunoscut masior al României, domnul Victor Hexan, este în platoul nostru. Domnul Victor, spuneți câteva cuvinte la Ciprian. Mulțumim încă o dată, Cipriane, că ești alături de noi. Salutul Victor Hexan. Te salut, te pup și mă bucur că aveți așa un invitat de seamă. Tete nu este doar un fost masor al echipei naționale, ci este și un prieten al meu foarte bun și pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru că de fiecare dată m-a ajutat, a fost alături de mine, nu numai prin fizioterapia care mi-a făcut-o și masajele lui, ci și prin felul lui de a fi un om pozitiv, un om care întotdeauna mi-a dat o energie bună și atunci când am avut nevoie am știut că pot apela la el. Așa este, domnul Hexan, vă rog. Te pup, puiule, te pup! Cipriane, spune-mi, te rog frumos, unde erai în acest moment dacă nu apăreau accidentările tale spre sfârșitul carierei? Încă erai pe terenul de fotbal? Cu siguranță. Sigur că fotbalul întotdeauna pentru mine a fost o pasiune și am fost norocos să fac ceea ce mi-a plăcut. Din păcate, eu cred că atunci când încep de vreme, cu mari șanse, termin de vreme. Iar eu la 15 ani debutam în prima ligă în România, la Dinamo, așa că oarecum am sărit niște trepte, m-am grăbit puțin
Dar așa a fost să fie. Până la urmă, totul are un început și totul are un sfârșit. Te-aș ruga puțin să ne îndreptăm atenția și către echipa națională. În curând o să aibă două meciuri importante cu Chile și cu Finlanda. Ce crezi că se va întâmpla în aceste două meciuri? Un antrenor nou, Cosmin Contra la cârma echipei naționale, ne vom califica? Vom bate în aceste două meciuri? Ce părere ai? În primul rând, Cosmin are adus speranță la echipa națională după episodul Christoph Daum, în care nimeni, chiar și jucătorii echipei naționale, nu mai credeau. A venit Cosmin Contra și a adus așa o altă atitudine a jucătorilor. Vedem o schimbare în bine și asta ne dă speranțe. Cred că asta pentru toți suporterii echipei naționale și toți iubitorii de fotbal, asta este cel mai important. Mai departe, aceste două jocuri, clar că sunt două teste. Până la urmă, Cosmin trebuie să formeze o echipă națională care să se califice, are toate șansele, a demonstrat în ultimele partide că poate forma un nucleu bun, de jucători buni, care să se bată de la egal la egal cu oricine. Așa că eu la aceste două meciuri aștept să văd idei din partea lui Cosmin Contra, aștept să văd că dă încredere și încearcă și jucătorii tineri, care eu știu sunt în vizorul lui. A jucat și la FCSB, aseară CFR Cluj a câștigat campionatul. A câștigat CFR Cluj campionatul sau l-a pierdut FCSB prin acea înfrângere de la Iași? Eu cred că CFR Cluj a fost echipa mai inteligentă. Pe de o parte și datorită faptului că aveau jucătorii mai cu experiență. Cei de la Steaua, jucători tineri cu fluctuații de formă, cu fluctuații de evoluție. Acest lucru a contat și n-au reușit să țină un nivel înalt la fiecare meci. Era clar că până la urmă se vor împiedica și uite că s-a întâmplat la Iași. Pe de-o parte, se datorează. Observăm că schimbarea la CFR a venit atunci când Dan Petrescu a venit acolo. Ciprian, o ultimă întrebare. Sincer, îmi este dor de tine și ca jucător, dar îmi este dor de tine să te văd că revii în fotbal, pentru că ai un cuvânt de spus. Viitorul tău care simți că va fi? Adică vei alege partea de antrenorat, partea managerială? Mă atrage mult mai mult partea administrativă. Antrenoratul nu a fost pasiunea mea și Tete știe foarte bine niciodată. Dar deocamdată nu mă regăsesc în ceea ce se întâmplă în fotbal din România. Am ales în primul rând să merg și să mă specializez, să înțeleg cum funcționează lucrurile afară, pentru că funcționează foarte bine. Să văd cum diferența de mentalitate, sigur că contează, și atunci am fost în Spania, care au o mentalitate puțin mai apropiată de a noastră, latin ca și noi, am fost în Germania, unde lucrurile sunt ca la carte. Am încercat să învăț cât mai multe lucruri pe partea administrativă, iar într-o bună zi, când voi simți că e momentul și voi crede că pot schimba lucrurile și pot să fac lucrurile așa cum trebuie, cu oamenii liberi, pentru că eu sunt un om de echipă și cred că lucrurile nu pot fi schimbate de unul singur, ci doar în echipă, atunci mă voi implica. Domnul Exan, ce îi transmiteți lui Marica, lui Ciprian? Ciprian! Nu vă mai aud. Un minut mai avem. Ce îi transmiteți lui Marica, domnul Exan? Marica, copile dragă, te aștept pe data de 16, poate vii la meciul naționalei mari, generației de aur cu Barcelona. Vin, puiule, vin. Voi fi acolo. Și eu voi fi printre voi. Sper să mă acceptați pe acolo, să mai vă iau câteva interviuri. Ciprian, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Ne auzim. Succes în tot ceea ce ai întreprins. Numai bine. Seară bună. Numai bine. Te pup, dragă. Ce frumos a vorbit și Ciprian de dumneavoastră. Sunt sigur că toți acești jucători care au trecut prin mâinile dumneavoastră, domnul Exan, țin ca la un tată. Că porecla dumneavoastră care este? Tete. Tete. Tete înseamnă fratele cel mare. Dacă tete nu te poate ajuta, numai bunul Dumnezeu te mai poate ajuta. Și eu pentru ei
vorba băieților, zicea, mă, tete, tu ai fost fratele nostru la mare, care, vorba lui Chivu, când intrai în casa mea, intrau 7 persoane. Intra masiorul, intra psihologul, intra bucătarul, intra cântărețul, intra omul cu bună dispoziție, îmi umpleai casa, efectiv. Și asta cred că am fost eu pentru ei. Domnule Ixan, după publicitate vom discuta și despre relația dumneavoastră cu Mircea Lucescu. De aceea, rămâneți aproape, revenim. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate. În colecții din cele mai speciale, fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni
într-o noapte de vineri, o după-amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am revenit cu domnul Victor Exan, masorul echipei naționale pentru câți ani? 16 ani la echipa națională mare și 4 ani la un an la junior și 3 ani la tineret. Cum ați ajuns la echipa națională? Eram prin 96, eram la Ucluj în anul în care au intrat Banca Dacia Felix, a intrat în faliment, trebuia să-mi plătească chiria și primele de joc și salarul și nu mi l-au plătit vreun an de zile. Și trebuia să-mi dea vreo $6,000 și neputând să-mi dea, le-am spus, oameni buni, trebuie să fac ceva, fiindcă am avut un necaz mare, am rămas văduv la 36 de ani și cu 2 copii trebuia să-mi cresc copiii. Și am ales să mă apuc de afaceri. Și mi-am deschis o firmă de... Vindeam concentrate pentru animale. Și când să vină un prieten cu rapidul, m-a sunat, zice, când ne vedem? Păi zic, nu-s mai la echipă. Și deci dumneavoastră, în acel moment, ați vrut să renunțați la această meserie. Da, da. Foarte interesant. N-aveam ce face, trebuia să trăiesc din ceva. Și el, prietenul meu și colegul de acolo, din București, zice, cum să nu-și masezi tu, mă? Tu ești piesa pieselor, îmi strigea el. Zice, mă, el era maser la Naționala Mare a României. De fapt, era magazioner. Și zice, uite, vorbesc eu cu cineva să te pună la echipa națională de junior, de 13 ani. Păi ce masaj aveau nevoie copiii aceia? Băi, chiar asta e, că la acei copii nu le trebuie masaj. Ce trebuie să facă un masor acolo? Trebuie să fie și administrator, adică să aibă grijă de echipament. Fiindcă fiecare copilaș care vine la națională, când se ducea acasă, ar fi vrut să aibă un tricou sau un short, să aibă amintire, că nu se știe dacă îl mai cheamă. Și iar tu, ca masor, trebuie să ai grijă de... Și te ocupai efectiv de... Partea administrativă. Partea administrativă, da. Ce era urât era că se făcea pe gratis. Nu se dădea niciun ban. Dar când te duceai în străinătate, ți se dădea $10 diurnă pe zi. Dar în străinătate mergeam în străinătate numai cu autocarele, nu se mergea cu avionul și făceam până în Turcia, până la Amfola, Adana, făceam câte 4 zile încolo, 4 zile încoace și cât stăteam acolo ne dădea. Dacă stăteam 2 zile, ne dădea $20. Dar noi am fost plecați de acasă 20 de zile aproape. Bun, da. Și de la Naționala 13-14 ani? La Naționala de 13-14 ani... Cum ați ajuns mai departe? Ne-am calificat la europene, antrenor Mihai Anovski. Și acolo la europene în Israel. Am fost și acolo în Israel a fost o chestie care mi-a schimbat mie viața. Directorul turneului a făcut o criză de lomboșceatică. Și dimineața când trebuia să plec la spiciu care anunța programul și așa mai departe, el avea o poziție strâmbă și pe față se vedea că îl doare tare. Și Nae Pantea, care era șeful juvenil al federației, a spus, am eu un băiat care se pricepe, nu vii să încerci să vedem, poate să face ceva. Să-l puneți pe picioare. Da, și l-am adus la mine în camera de masaj, l-am pus pe masă, i-am făcut niște tehnici de alungație și într-o jumătate de oră l-am pus drept, fără dureri, fără nimic. Și în momentul ăla, el a vorbit cu președintele, cu Mircea Sandu, și l-a felicitat că ce meseriaș bun are, nu știu. Da, a vorbit la superlativ de mine. Ianovski și-a dat seama. Nu fiți modest, domnule Exan. Nu fiți modest, da. Știți cum, n-aș vrea să... Ăsta, parcă el face... O pus coada la cireașă. Nu, așa s-a întâmplat atunci. Mai devreme l-am auzit pe Ciprian. Da. Ce cuvinte frumoase a avut la adresa dumneavoastră. Și așa s-a întâmplat. Și
M-a chemat Ianovski, mi-a spus, Victorie, tu ești prea bun pentru noi, tu va trebui să pleci la alt nivel. Și când am ajuns în țară, m-a sunat președintele Mircea Sandu, m-a chemat la București și mi-a spus care e situația mea, le-am explicat cum am terminat cu Cluj și zice, uite mă băiatul, dacă ai valoarea de care se vorbește, te duci cu Naționala de Tineret în Norvegia. Naționala de Tineret, pe acea vreme, fiind Cristi Chivu, Lobonț, Guriță, Cosmin Conta. Da, atunci i-a promovat. Atunci i-a promovat. I-a promovat de la... Da. Aveau 18-19 ani ei atunci. Și am lucrat cu ei 3 ani. Ei, crescând, au început să iei la echipa mare. Să fie promovați. Să fie promovați. Și în 2000, când Gica Hagi și-a luat un masior pe regretatul Mircea Popa... A plecat cu dânsul la Galatasaray. Da. Și era un loc de masor la echipa mare. Și atunci toți... Într-un cor? Toți să vină Tete Hexan. Și așa am ajuns la echipa națională și Bălăni era antrenor, nu mă cunoștea, m-a întrebat ce relații și ce pile am eu de am ajuns eu din Ardeal. La care i-am spus, chiar n-am nicio pilă. Păi și aici, normal, trebuie să fie masiorii de la Dinamo și de la Steaua, care dau cei mai mulți fotbaliști la echipa națională. Și el a transmis domnului doctor că sunt interimară. Adică... Și cum ați ajuns definitiv? Definitiv, l-am prins într-o seară la un masaj și după ce am făcut masajul, dimineața când m-am dus la domnul doctor, zice, domnul doctor Pompiliu Popescu, zice... Felicitări, bravo, și zic, pentru ce, domn doctor? Și el îmi spune, și-a fost Bălăni de dimineață, acum, înainte, cu 10 minute, și mi-a spus că rămâi definitiv la echipa națională. Și așa am rămas definitiv la echipa națională. Urmând ca la vreo 7-8 luni, Bălăni renunță la echipa națională, pleacă la Sporting și îi spune la domnul doctor, am nevoie de numărul de telefon al lui Hexan, vreau să-l iau cu mine. La care domnul doctor mă sună și îmi spune, Victorie, vezi că Bălăni vrea să te ia cu el la Sporting. Ai vrea să mergi? Și am zis, domnul doctor, eu nu am pe nimeni aici la Națională. Cine ești, ce antrenor, vine și mă dă afară. M-aș duce. Și domnul doctor îmi spune, eu că va veni Hagi, iar Gică este copil de al meu și el nu se bagă peste staful meu. Iar eu te voi prinde în staful meu cât eu voi rămâne la echipa națională. Și așa ați rămas. Și așa am rămas 16 ani. Care a fost cel mai capricios jucător de la echipa națională? Să fi fost Adi Mutu? Să știți că am avut o perioadă în care Adi Mutu pentru mine a fost cea mai mare surpriză în privința profesionalismului. A avut vreo 2 ani de zile în care nu își permitea să, de exemplu, Pițurcă le spunea la bucătar, păi, pregătiți-le la băieți și faceți-le ceva românește. Și le făcea ciolan, de exemplu, cu fasole, mâncare tradițională. Mutu era singurul, toți mâncau, Mutu era singurul, deși juca în străinătate, care mânca paste. Și îl întreb, mă, Mutule, ce mă, eu mă îngrăunesc ficațe cu mâncare de asta? După aia dimineața, mă chema dimineața la ora 8, se trezea la ora 8, obligatoriu, făcea gimnastică și eu mă duceam și îi făceam stretching. Eu umblând pe la ei, am fost la toți fotbaliștii pe la ei pe acasă, prin toate țările. Am văzut 105 țări până acum. De la Chivu la Pancu, de la Pancu la Contra la Milan, de la Contra la Marica la Shakhtar. Apropo, cum ați ajuns și la Shakhtar? La Shakhtar se întâmpla în anul în care în 2006, Gică Hagi preia Poli Timișoara. Da, da, așa este. În decembrie. Îl aduce pe Alin Stoica. Alin Stoica a fost unul dintre oamenii la care eu am fost foarte mult la ei. De la Anderlecht? De la Bruj. De la Bruj. A terminat cu Bruj și l-a adus la Poli. Alin Stoica avea mare încredere în mine. Și a spus la Gică, mergem în cantonamentul de iarnă în Cipru. Mergem în Cipru. Te rog frumos, lasă-l să vină Hexan cu noi.
Eu îl plătesc numai să-l las. Gică, cum mă cunoștea de la echipa națională, zice, cum să nu? Și la un moment dat mă duc acolo, stau cu el 10 zile, Alin mă plătește și când ne întoarcem de acolo, Gică mă cheamă la el pe scaunul din față la avion și îmi spune, Victorie, nu vrei să ne ajuți și pe noi? Te rog frumos, hai ajută-mă. Și eu îi spun, Gică, viu cu toată inima, să știi că țin la tine, da? Eu mă ocup, eu plec pe la fotbaliști care sunt accidentați. Asta e viața mea. Și zice, îți promit eu că te las când ai probleme, îți accidentați, dar când nu au, n-ai treabă, vină la noi. Și așa rămân la Polii Timișoara, Gică Hagi îmi dă el din buzunarul lui o sumă frumoasă de bani, ca să în fiecare lună, ca să îmi plătesc și aveam de plătit pe acolo chirii, nu știu ce. Alin Stoica, la fel, îmi plătește o sumă foarte frumoasă de bani ca să stau acolo. Și șansa echipei este că nu este niciun accidentat. Și în mai, pe final de sezon, Raț face ruptură de colateral. Și face ruptură de colateral și ăia de la Doneț nu-l prea bagă în seamă și îi spun că va sta 3-4 luni. Vine la București, la domn doctor Pompilu Popescu, și doctorul îi spune, mă, încearcă și ia-l pe Hexan, că într-o lună jumătate ești în echipă. Am plecat până, i-am spus la Gică că ce-o plățit Raț, am plecat până la Doneț, am stat 7 zile numai, trebuia să stea imobilizat perioada aia, și când m-am întors de acolo se termina campionatul. Gică Hagi și-a dat emisia de la Polii Timișoara, iar eu m-am dus înapoi la Raț. L-a spus pe Raț pe picioare? Am pus pe Raț pe picioare, dar șansa mea mare a fost că în timp cât Raț era accidentat, era accidentat și Timoșciuc, capitanul, avea ruptură de încrucișate. Și la nivelul ăla nu se ocupa nimeni de el. Și era în sala de forță și făcea niște exerciții contraindicate, total. Și eu i-am explicat. Ați intervenit dumneavoastră. I-am explicat, Raț, spune tu. Și toată această conjunctură... Într-o zi a venit Ahmetov. Cine e băiatul ăsta de la... Cine se ocupă de Timoșciuc? Chiar atunci eram pe teren, îi făceam niște stretching. Și Timoșciuc imediat l-a chemat, a spus, ce, Timo, da vă minea, hai la mine. Și Timoșciuc 100% a vorbit la superlativ de mie și m-a chemat de acolo și a spus, cu ce te ocup, nu? Nea Mircea era lângă el și a spus, este fizioterapeutul, masorul național, român. Și așa ați rămas la Șactior. Și el a zis, vrei să vii să lucrezi aici? Și am zis... Domnul Hexan, da. 3 minute mai avem. Haideți să profităm la maxim. Știu că a trecut repede, da. Dar promiteți-mi că o să mai veniți la încă o emisiune să terminăm toate aceste povești foarte interesante. Vreau să ajung la relația dumneavoastră cu Mircea Lucescu, dacă puteți într-un minut, un minut jumate să-mi spuneți despre ea. Și acum mă gândeam la dumneavoastră că de la omul care a fost masiorul copiilor de la 13-14 ani, ați ajuns să câștigați Cupa UEFA. Ce poate fi mai frumos? Viața aceasta, câte surprize ne poate rezerva? Cum este relația dumneavoastră cu marele antrenor Mircea Lucescu? Cel mai mare antrenor al României. Cel mai mare, de departe, cel mai mare antrenor al României. Și am avut o relație deosebită. De aia sunt mândru și onorat că am avut ocazie să lucrez. Și am lucrat 13 ani. Nu un an, nu doi, nu trei. Eu cred că pentru Nea Mircea am fost un prieten adevărat. Și sunteți. Așa îmi spune, așa și mi-a dat un autograf cu dedicație pe o carte de-a dânsului și acolo îmi scrie atâta de frumos, de îmi dădeau lacrimile așa frumos. Ajungeți în Turcia lângă dânsul? Neșansa a fost că s-a pierdut meciul ăla cu Irlanda, cu Islanda. Că dacă nu se pierdea, astăzi eram 100% lângă dânsul. Dar viitorul? Viitorul, eu cred că... Ne rezervă surprize. Da, și eu țin legătura cu Nea Mircea, vorbim, cred că, săptămânal odată, s-ar putea să continue, s-ar putea să nu continue. Cel mai frumos meci de la echipa națională, pentru dumneavoastră, care ar fi? Când am câștigat Cupa UEFA. Nu, de la echipa națională. A, de la echipa națională? Echipa națională? Cel mai frumos meci a fost cel cu... Când am bătut pe Muntenegru 3-0 și în ultimul minut a ratat săpunarul și 11 metri. Și cel mai frumos meci de la echipa de club? Când câștigarea cupei. Când am câștigat Cupa UEFA. Păi, dumneavoastră și domnul Mircea Lucescu, da, erați cu steagurile României. Ce poate fi mai frumos și mai mândru pentru noi românii? Chiar a fost ceva.
Din datorită acestui lucru, mândria e cu atât mai mare că sunteți astăzi alături de noi și că ați fost alături de noi, păcat că timpul trece așa de mult. O ultimă întrebare. Ce ați găsit la Ucluj? Care sunt condițiile? Sunt condiții bune în comparație cu echipele mari la care ați activat dumneavoastră ca masă? Să știți că la nivel de condiții, sunt condiții foarte bune. De pregătire. Mă bucur să aud asta din gura dumneavoastră. De pregătire și de recuperare. Foarte bune. Stafful, asta m-a determinat, stafful este Adi Falup, cu care am lucrat acum 20 de ani, 25 de ani, aproape, și sunt foarte încântat că am ales să vin Reveniți la U. Acasă. Da? Neluțu Sabou, cu care am lucrat atâta timp la echipa națională și care m-a făcut să... Deci Neluțu, prin ceea ce mi-a spus, chiar m-a făcut să cred că acest proiect va dobândi în final. Va nu promova e, va Cluj promova, în divizia? Da. O să vedeți. La anul pe vremea asta o să mă chemați și să hai să vorbim cum am promovat în divizia. Până la anul pe vremea aceasta am doresc să vă mai chem de vreo 4 ori, că nu am discutat nici 5% din toată viața dumneavoastră și pe la echipele de club unde ați activat. Domnule Exan, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat curs invitație de a fi astăzi alături de noi. Și știți ce vă doresc? Din nou să ajungeți la echipa națională, pentru că eu confund echipa națională cu dumneavoastră. Când văd un jucător jos, sunt obișnuit să-l văd pe Hexan, că fuge spre dânsul și îl pune pe picioare. Vă mulțumesc din suflet, domnule Hexan, mulțumesc. Și multă sănătate și vă felicit pentru felul în care arătați. La vârsta mulțumesc. Dumneavoastră. Nu o spunem la televizor, că ne privesc multe gagici în această seară. Bine, domnule Hexan. Mulțumesc. Seară bună. Seară bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, că ați fost alături de noi. Ne revedem la o nouă ediție, luna ce vine, de la ora 21. Vă mulțumesc! Still paying cash in 2018.